Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Lungur, iar astăzi vă voi da un exemplu de cum vă puteți organiza resursele educaționale deschise pe Google Classroom. Ei bine, voi accesa Google Classroom de pe un browser pe contul meu instituțional. Aici am deja clasele create, după cum puteți observa, dirigenție, educație fizică, clasa 8F, geografie, clasa 8F, geografia 8D și până la geografie clasa A5B. Ei bine, cum procedez eu? În fiecare săptămână adaug o resursă educațională deschisă ca activitate la curs pentru fiecare clasă. Și dacă accesăm la clasa A5B, spre exemplu, secțiunea de activitate la curs, vedeți că pentru fiecare săptămână în parte am adăugat câte o sarcină de lucru. În interiorul acestei sarcini de lucru voi afișa una dintre sarcinile de lucru, sau teme, așa cum sunt numite, de Google Classroom, puteți observa o descriere în care spune Bună ziua, dragilor! Pentru că în unele zile o parte dintre voi nu veți putea ajunge la școală, am ales ca și în acest an școlar să vă încarc pe platforma Google Workspace lecțiile în format video. După care le spun faptul că dacă vor rezolva Sarcina de lucru care se află în interiorul materialului video, în interiorul resursei educaționale deschise, vor primi un bonus la notare de 0,25 de puncte pentru fiecare sarcină de lucru rezolvată corect. Apoi am adăugat titlul lecției, lecția de astăzi, aceeași pe care o predau în săptămâna respectivă și la clasă. Forme majore de relief. După care este adăugat clipul. Da? Resursa educațională deschisă, în acest caz de pe canalul de YouTube lecții geografie, geographic classes, dar putem să folosim resurse educaționale deschise și vă sugerez să folosiți resurse educaționale deschise de pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu, dar și de pe canalul de YouTube Primar Educred în cazul în care predați în ciclul primar de învățământ, unde sunt resurse educaționale deschise organizate pe clase și pe discipline. Aici pe clase și mai jos pe discipline, după care avem linkuri către celelalte canale. La fel și pe de Gimnaziu, vedeți la playlisturi, în secțiunea playlisturi, discipline și respectiv pe pagina de pornire le găsim pe clase, de la clasa 5, a 6, a 7 și a 8, după care urmează din nou și pe discipline. Elecții, geografie, geographic classes, în playlisturi le avem organizate pe domenii de conținut. Mă întorc la platforma noastră, la Google Classroom. Când vreau să adaug o temă nouă, pur și simplu copiez descrierea temei vechi, am selectat tot textul cu ajutorul mouse-ului și apăs copiază, mă duc pe clasa 5 -a b la activitate la curs, apăs creați, temă, aceasta este cu numărul 10, vulcanii și cu tremurele va fi săptămâna aceasta. Lipesc, fac clic la instrucțiuni și lipesc. Inserați ca text simplu. Schimb aici la titlul lecției, pun vulcanii și cu tremurele. Iar acum mă duc și localizez resursa educațională deschisă pe canalul Educred Gimnaziu. Scriu aici vulcanii și cu tremurele Educred Gimnaziu. Iată, mi-apare resursa educațională deschisă vulcanii și cu tremurele. Dau o click pe aceasta. Apăs trimite. Aștept să se încarce. După care nu voi face alt lucru decât să copiez linkul către această resursă. Apăs copiază mă duc din nou și lipesc aici în locul linkului vechi. Am selectat linkul vechi, l-am șters și apăs fost control V din tastatură sau puteam să apăs Inserați ca text simplu. Apoi la dau și ca atașament, apăs YouTube și aici am două variante. Fie lipesc linkul și apăs căutare, fie scriu aici la căutare vulcanii și cu tremurele educret. Am apăsat Enter am selectat resursa și apăs adăugați un videoclip. Pot pune un subiect, pot pune un termen limită, spre exemplu, le las o săptămână la dispoziție până la finalul săptămânii viitoare, până pe 25 decembrie. Să o rezolve, pot adăuga o grilă de evaluare și pot pune și verificarea textului dacă este original sau plagiat, după care apăs în partea dreapta sus, creați o în acest moment, nivelul de la clasa 5 B le-a fost trimisă această temă. Și observația este cea de-a 10-a anul acesta școlar, cum v-am spus, eu pun aproape în fiecare săptămână câte o temă. La fel le-am organizate și la celelalte clase. Spre exemplu, merg la clasa A8D. -a vedeți, și aici am din nou resursele educaționale deschise. Unele sunt doar materiale. Fără sarcină de lucru, altele au sarcină de lucru. Dracilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial și vă va ajuta în organizarea resurselor educaționale deschise din cadrul proiectului CRED. Și nu numai pe Google Classroom. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!